Bună dimineața! Așa arată roșiile din grădină. Ce se vede aici este un, să zicem așa, un schelet. Bine, nu este rezistent. Am pus și o plasă sus acolo. Este anti-intemperii, așa scrie pe ambalaj, oricum este subțirii. Sper să fie utilă de ceva. Și le-am pus pe ații, întinse la maxim. Bine, arată așa scheletul ăsta pentru că mai intră pe aici, vine copilul cu căței, cu pisicile și sunt mulcite. Deci am pus rumeguș de lemn de pădure și iarbă. Sper să nu afecteze că este aia cu spic, care sper să nu se usuce și la iarnă, la anul să mănăpădească iarba. Oricum, aici bat vânturile puternic mai des și usucă la suprafață. Chiar dacă, să zicem, plouă, peste 2-3 zile la suprafață e uscat. Și roșiile au fost aici undeva, primul rând de frunzi s-au uscat la toate. Așa a fost perioada aceea când a fost frig de 6 grade, 6-7 grade. Și le-a căzut primul rând de frunzi. Le-am adunat pe toate, nu le-am lăsat. M-am gândit că să nu fie infestate sau cu ceva bacterii să mai intre prin sol. Și am adunat toate frunzulițele alea și le-am pus într-un cazan, care dau eu foc la crenguțe. Și acum le-am pus această iarbă. Bine, ele sunt stropite, nu stropite, udate. Pe frunze n-am avut curaj să le ud niciodată. Sunt udate cu macerat de urzică. Am pus un litru de soluție la 10 litri de apă și le-am udat cu cana, adică cu găleata. Și au mai fost udate și cu cenușă. Bine, asta se dă de câteva ori, nu putem să dăm toată ziua, bună ziua. Da? Așa arată acest schelet de ații. Sper să țină ceva. Și haideți să vedem și cum arată roșiile. Uitați, de exemplu, aici a făcut primul rând de flori. Bambi, stai acolo. Stai acolo, nu vine aici. Stai. Da? Primul rând de flori. Vedem, nu m-am uitat să vedem, are roșioare acolo legat. Da, da, se vede, au legat. Nu știu dacă toate, adică toate care au primul rând de flori. Da, aici nu se vede mai bine. Asta este primul rând de flori, da, și au trecut și la al doilea rând de flori, da. Deci trebuie să le udăm regulat, da? Dar nu mai des de 2-3 zile, pentru că atunci ele, având apă, să mulțumesc cu rădăcina să nu mai crească, așa e rădăcina să înfige adânc în pământ, adică să mărești rădăcina și să fac mai viguroase, mai rezistente, mai groase, dacă le udăm la 3 zile. Și când le udăm, bineînțeles, dimineața, la 5:30, când se aproape să lumineze, le udăm abundent și asta e. Deci nu le mai udăm seara, că, bine, dacă avem apă, dacă avem sursă de apă. Atunci stau și ele în repaus vegetativ și apa se mai duce din sol. Așa dimineața se asimilează imediat, este soarele, are și apă, dar nu mai târziu. Deci nu udăm ziua când sunt căldurile alea mari. Bine, sper că va a fost util acest video și nu uitați să vă subscrieți la acest canal pentru mai multe informații, pentru a vedea cum se dezvoltă plantele și vă doresc o zi bună.
La revedere!